În ultimii ani, administrații au făcut mari pagube agricultorilor din Maramureș și inclusiv celor din Mireșul Mare. De aceea, în 2019, au ajuns să nu mai cultive anumite loturi de teren, pentru că muncesc degeaba. Animalele sălbatice le distrug tot ce au pus în pământ. Distrugerile sunt, în primul rând, se datorează faptului că populația nu cultivă terenurile. Au cultivat odată, au cultivat și anul viitor, de la un moment dat ce nu mai cultiv pentru că nu mi se merită. Ăsta e adevărul. Deci, cam 30%, să zicem, din suprafața comunei Mireșul Mare nu este cultivată datorită faptului că legea vânătorii n-a fost și nici astăzi nu este scoasă cum trebuie. Primarul din Mireșul Mare afirmă că a fost modificată legea vânătorii, dar nu în favoarea fermierilor, iar schimbările nici nu sunt utile. Pe de altă parte, trebuie spus că în comună s-au înregistrat mai multe incidente în care au fost implicați paznicii de vânătoare din zonă și localnicii, iar repercusiunile nu prea au existat. Din nefericire, la ora actuală, administrația publică locală, angajații unia dintr-o administrație publică locală, nu poate reacționa, că parcă sunt ciumați și nu numai aici, și inclusiv poliția și așa mai departe. Deci, nu poate reacționa în situații de criză, ceea ce este foarte, foarte rău și foarte grav. Dar, în schimb, poate un cetățean oricare, și asta este grav, să facă o reclamație, să implice unul dintre funcționarii publici sau chiar poliției sau așa mai departe, iar dacă nu se dovedește că este reală acea chestiune, respectivul cetățean nu poate ști nimica. Ioan Mătie spune că este aberant ceea ce se întâmplă acum, dar primarii nu au ce face, cel puțin deocamdată. Edilul a mai spus că trebuie modificată legislația pe acest segment.